cu adevărat vine primăvara, pentru că iată, florile și-au făcut apariția. Chiar dacă iarba încă e uscată, dar salutare! Astăzi e sâmbătă, am zis că nu voi mai face niciun vlog, însă merg la lansarea unei cărți, de asta am zis că o să vă iau cu mine. Dar mai întâi, împreună cu Antonella, mergem la expoziție de mărțișori. Să vedem ce au pregătit meșterițele. Și așa că o să vă iau. Thank you.
Am fost noi la expoziție de mărțișori, mi-am cumpărat un semn de carte și atât, pentru că de mărțișori nu am nevoie. Îi voi confecționa eu singură acasă, dar am filmat să vă arăt până unde poate ajunge imaginația omului. O expoziție foarte frumoasă. Acum mergem la lansare de carte. Și am privit chiar și încolo câte floricele din astea albe. Da, vine primăvara. Tatiana Martin. Bună ziua, dragă frumoasă! Dragă Rusalina,
Victoria, dragă, mă bucur să fiu în această zi importantă pentru mine și pentru noi toți. Mă bucur pentru realizarea mea frumoasă. Știu cât de mult ți-ai dorit-o. Îți doresc baftă pe viitor și să nu te oprești aici. Voastră, pentru că văd aici atâta lume și vă cunosc pe ochi pe fiecare, pentru că în tot parcursul meu și nu doar la carte, dar și la fondarea Teatrului Popular și filmarea serialului Oamenii Zâmbărele și acum Fata din Pădure, eu am avut parte de donațiile Măriei voastre și vă mulțumesc de tot sufletul pentru încredere. La fel vreau să le mulțumesc părinților care, deși am fost un copil deloc cu minte,
Și n-am fost deloc ascultătoare. Le-am făcut mari bătăi de cap și întotdeauna le-am cerut foarte mult, mai ales când spuneau că nu pot să-mi dea, le ziceam că de ce ați făcut 4 copii dacă nu aveți ce să le oferiți. Și după ani îmi dau seama că anume aceste momente îi făceau pe părinții mei să fie buni și mai buni, dar totodată atât de vulnerabil și de slab în fața la patru copii care vreau pur și simplu să ia tot ce e mai bun de la viață. La fel vreau să-i mulțumesc soțului meu, să știți că tot ce realizez este datorită și lui. Am scris eu mai demult că nu ai cum să cazi când te ții de o carte. Să dea Domnul să fie așa de acum pe viitor, să ne inviți în aceeași componență, cel puțin, la următoarea lansare. Eu îți mulțumesc pentru invitație și nu ți-am adus flori, însă ți-am pregătit un buchet de poezii, care sper să fie surioare cu o fată din pădure, după conținut. Am venit pe lume într-o primăvară, când dădeam în spume flori de grămeară. Tata era mândru și mama frumoasă. Din întreg pământul m-am născut acasă. Am venit pe lume pe o vatră roasă. Înfloreau alunii cu fața la casă. În asutul palmei, în frământul pâinii, port și azi cu mine durerile mamei. Eu îmi cer scuze meninozul. Am venit pe lume într-un sat pe coastă. Trecea vremuri bune țărișoara noastră, jucau nunți mânoase, hore dolofene, iar la toată casă se nășteau victorii. Am venit pe lume pe un pat de scânduri, ca să știu a pune sufletul în rânduri. Și m-aș naște, Doamne, și a doua oară, din aceeași mamă, în aceeași țară. Thank you.
la lansare de carte. Din păcate nu am rămas la sesiunea de autografi pentru că o să mă întâlnesc eu cu Victoria într-o altă zi și o să-mi dea autograf. Dar a fost un eveniment foarte, foarte frumos. Sper că am reușit și vouă să vă transmit măcar o părticică din toată atmosfera de acolo. Am ajuns și pe aici, maternitatea unde i-am născut pe toți trei copii. Am venit aici să o aștept pe sora mea, la cămin de fapt am venit să-și ia niște haine, merge la noi, pentru că mâine dimineață să mergem împreună la biserică. Ultimele două zile le-am petrecut împreună, aseară am fost la teatru. Iar astăzi ați văzut la lansare de carte și da, mi-am pus cercelușii de la Luciana. Mulțumesc! Luciana, mulțumesc! Ce mai vreau să vă spun? Sper că v-a fost interesant această zi de culturalizare. Poate luni o să postez, poate marți, vedem când. Dar fac încheierea vlogului aici, pentru că mergem acasă, mâncăm și la culcare. Mâine e o zi grea, ne trezim de dimineață, mergem la biserică, după care mergem cu copiii la cumpărături, dar să ajungem cu bine până mâine. Sper că v-a plăcut și acest vlog și ne revedem, ne reauzim. Apropo, vă doresc un post ușor, pentru că de luni începe postul. Un post nu ușor, un post binecuvântat. Pentru că postul îl facem noi, ușor sau greu. Aveți grijă la ceea ce mâncați, pentru că și produsele de post nu sunt toate tocmai sănătoase. Dar, da, ne revedem și ne reauzim la un nou vlog. Pa, pa! Am ajuns acasă și acasă ce credeți că mă aștepta? Iată! Of, a ajuns acum, eu nu știu, ori Poșta Moldovei lucrează așa, ori Poșta Italiei, dar abia acum a ajuns. Felicitare de la Monica, grădina cu idei. Mulțumim frumos, Monica, mulțumim, familia Pogirc. Sărbători fericite, anul 2023 să vă aducă sănătate, pace în suflet, gânduri bune, multe împliniri. Vă îmbrățișăm cu drag. Gânduri bune și de la noi și, da, a ajuns acum, dar să știi, Monica, că mi-aduce la fel de multă bucurie cum mi-ar fi adus dacă ar fi ajuns astă iarnă, adică mai bine zis cu o lună în urmă. Da, mulțumim frumos!